Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soarele în Venus ascendent, nodul nord învărsător, etalare pentru iulie-august, dacă vreți, 8-9 iulie, 8-9 august, între două portaluri oricum. În timp ce am amestecat, a vrut să apară, speram că nu mai fac pre-etalări, dar 5 de spade, 5 de spade și valetul de cupe. Aer, apă. Probabil vă stresați în legătură, vă stresați, vă îngândurează o situație cu un semn de apă, dorința de a comunica niște emoții sau cineva își dorește să comunice emoțiile și nu știe. Poate altcineva, nu neapărat voi. Ar dori să exprime ce simte și nu își găsește cuvintele. Este foarte îngrijorat cum să-și expună stările, gândurile și emoțiile. Eventual, repet, sunteți voi care vă gândiți. Aveți niște conflicte, nu știu dacă verbale, cât mai degrabă mentale, în legătură cu cineva cu marcaj puternic în peștera scorpion. Sau așteptați mesaje de la ei sau nu știu ce. În capătul setului de cărți se vrea colaborare. Oh, și am și deschis lasul de monede. Se vrea ceva stabil, dar trebuie să vă faceți planuri și cineva trebuie să aleagă între a fi într-o singură relație sau mai nu, care e exprimarea corectă, în exclusivitate sau a fi în triunghi amoros, eventual, sau cineva trebuie să aleagă între niște colaborări și un nou proiect, să zicem. În fine. La capătul setului de cărți, nu, la capătul, vorbesc și acum, știi, în celelalte de cărți a apărut valetul de spade, iar dorința de a comunica. Poate până se comunică, ori voi, ori cealaltă persoană de la care așteptați mesaje, vă urmărește. Poate un alt semn de aer sau pur și simplu e dorința de comunicare. La capătul setului de cărți, pentru unii dintre voi, îmi vine să strămut. Pentru unii dintre voi, văd un tată și un copil, probabil cu un semn de foc, nu obligatoriu, dar care trec printr-o mare suferință, poate din cauza cuiva care are tendința de a petrece, sau poate din cauza că cineva apare totuși triunghi amoros, nu obligatoriu. Mai simt un alt mesaj. Asta l-am încheiat, dar mai e o altă variantă. Dorința de a comunica, de a comunica un adevăr. Adevărul este că, probabil pentru cineva cu marcaj puternic, semnul taurului, puteți să fiți și voi, poate să fie altă persoană, acest personaj cu marcaj în taur simte multă, multă pasiune, dar trece prin mari suferințe. Probabil din cauza stilului de viață, oricum ar fi, aceste suferințe pot fi rezolvate cu dragoste sinceră, cu prietenie și cu dragoste sinceră. Acum, pentru cine o fi, pentru cei mai evoluați, pentru cei mai profund, nu, mai profund, nu știu. Hai să vedem situația prin care treceți. Unii dintre voi, nu toți, și doar o situație, pentru că vorba aia, într-o zi trecem prin nu știu câte de apă, într-o lună sau turnul, eventual, lucruri neașteptate. O situație. Ah, cheia, ce frumos, 33 și am deschis la 17, care de obicei este o tarot, dar în aceste de cărți reprezintă călătorii. Vedeți cartea? Pe distanțe foarte lungi, poate cineva a plecat peste hotare. Dar frumos ar fi să vină, nu? Cu turnul. Ori a plecat într-un mod neașteptat, peste hotare, ori vine. Ia uite, peste munți și ape. Dar cred că va fi bine că acest crin alb reprezintă dragoste pură și iar 30, 33 și speranță, aș spune. Nu știu ce, așa simt nevoia să interpretez acel crin alb. Dar o situație. Aveți cheile la sufletul pentru, către, eu știu, sufletul cuiva. Aveți cheile lor. Nu de la mașină, nu de la casă. Poate aveți de la casă și de la mașină, dar aveți cheile. 3 și cu 36. Într-o poveste de dragoste. Într-o poveste de dragoste.
Vedem ce alte cărți mai vin. Interesant. Cum a trebuit să fiți în această perioadă energia voastră? Poate sunt cheile de la casă, interesant. Poate aveți chei de la două case, ca mine, da? Casa în care fac aici etalările și, eu știu, alte casă, altă casă. Și probabil vine o a treia cheie, interesant că tot avem trei. Trei înseamnă colaborare, înseamnă creștere, înseamnă comunicare constructivă, înseamnă foarte mult. Hai să vedem spiritul vostru în această perioadă. Unii poate aveți Venus în vărsător, ca mine. Și aveți cheile către sufletul cuiva care are alte planete în vărsător. Bine, simți nevoia. Poate studiați în Xiang, filozofie metafizică asiatică în ultima vreme? Nu știu, nu toată lumea, evident, dar sunt mesaje. Și ce mai simți? Simți că am floriți în această perioadă unii dintre voi? Ia uite, ce asta? Peace, pace. Trebuie să fiți în pace. Unu. Să manifestați echilibru. Priviți ce se întâmplă. Observați și lumea, și oamenii, și chiar în casa voastră, în viața voastră. Observați evenimentele de la distanță. Și fiți în pace. Interesant. Pentru că prin viață trebuie să plutești. Să plutești, să faci surfing, să... Dar ce interesant că ați plutit, ați mers pe nori, pe ape, pe glumă, nu e glumă, dar e metaforă, da? Prin vânt, prin ceață. În această perioadă trebuie să fiți în pace și să observați. Și ceva vă oferă stabilitate. Găsiți-vă locușorul. Eu știu, poate să fie un parc, poate să fie o bancă cu un anumit pom lângă ea. Poate să fie, eu știu, un loc din casă unde stați și citiți și, nu știu, vă simțiți mai bine. Sau o activitate care vă aduce pace. La capătul setului de cărți, câinele. Iar apare câinele în etalarea și în aceasta. Neapărat mâine să vorbesc despre acest lucru. Companionship. Cineva vă urmărește de la distanță. 4 și 1. Dintr-un spațiu în care se simte sigur, dar care trebuie schimbat. Și eventual, pentru că în acel spațiu, chiar dacă la un moment dat acel spațiu a dat siguranță, a devenit întuneric acolo. Și trebuie schimbat, trebuie readusă lumina prin credință, prin creativitate, prin dragoste. Trebuie manifestat 4 și cu 1 și voi, eventual inspirați pe cineva cum să manifeste, comunicați, iar și unul magician, nu mi-aduce aminte de un magician, da? Comunică, dar comunicați în pace, alegeți, apropo de 6 de îndrăgostiți, dacă trebuie să alegeți între două case, între două joburi, între doi oameni, între două situații, alegeți în pace și în dragoste. Să vedem. Soarele meu vine să ajungem de nou în ordine vărsător. Iulie, august 2022. Și la voi a apărut 9 de cupe. Iubiți-vă, fiți în pace, iubiți-vă, respectați-vă și sperați, proiectați-vă în viitor, sperați că lumea va fi mai bună, da? Amestec de 3 ori și tai o dată, de 2 ori, de 3 ori. 10 de spade, vă eliberați, am mai văzut 10 de spade. Voi sau cineva din viața voastră se eliberează de un de mari, mari dureri, de un mare întuneric. Sau poate și unul și altul.
în trecut. Regele de spade. Puteți să fiți voi. Magicianul. Voi sau alt semn de aer. Gemen sau balanță, da? Și roata norocului. Dar spune că, totuși, de obicei, regele este semn fix. Și atunci, aș putea vorbi despre semnul vărsătorului. Care, interesant că ea revine unul. Este o energie care vă cheamă sau recheamă. Probabil că n-ați manifestat tot ce trebuia să manifestați sau tot ce v-ați propus să manifestați în trecut. La un moment dat, din ce motive voi știți, ați ajuns la această înțelegere a unor lucruri, a unor adevăruri despre voi. Și atunci v-ați dori să schimbați energia, să schimbați ceva în energia voastră. Poate ați simțit că stați prea mult pe loc, pentru că regele energie statică, semn fix și vărsătorul este semn fix. Ați simțit nevoia de schimbare într-o anumită formă. Energetic, eu știu. Sau chiar practic. Și ați încercat să manifestați această schimbare. Și ați manifestat-o printr-o întâlnire de destin. Eventual, o să clarificăm cărțile, dar printr-o întâlnire foarte specială. Cu cineva cu aspecte puternice, înseamnă în pești sau în săgetător, sau, nu obligatoriu, dacă le știți harta natală, cu un Jupiter foarte puternic. Jupiter foarte puternic. Într-o zodie puternică. În prezent, regele de bâte. Pasiune, temperanță, văd iar semn de foc. Extraordinar! Regele și regina de bâte. Unul lângă celălalt. Încearcă să se abțină. Unul și celălalt încearcă să se abțină. Pentru că dacă nu se abțin, dacă nu se temperează, iese cu scântei. În ce sens? Cred că bun. Cred că e vorba de pasiune. Cred că manifestați în primul rând acea schimbare, acea întâlnire specială care vă, nu știu dacă vă, poate că vă temperează uneori, dar în primul și în primul rând simt că vă echilibrează. Sunteți, apropo de yin și yang, sunteți inul yangului celuilalt. Sau mai bine zis, sunteți femeia pe care acel bărbat și-o dorea și ei sunt bărbatul pe care voi ca femei vi-ați dorit. Soarele și luna. Feminin și masculin și interesant cum, deocamdată bărbatul este pe partea de lună, de emoții ascunse, poate mai are ceva de vindecat, femeia este pe partea solară, nu zic masculină, dar este într-o vibrație mai înaltă, este radiantă. Mai vedem și la clarificări. 7 de bute în viitor. Fantastic, dragoste. Regina de cupe și spânzuratul. Aș spune că ar trebui, dacă v-ați întâlnit, dacă nu v-ați întâlnit încă, urmează să vă întâlniți, pentru că manifestați de mai mult timp o întâlnire specială. Și ei vă vor schimba destinul și voi le veți schimba destinul. Dar în momentul în care veți fi împreună, va trebui să intrați, să vă protejați. Va trebui să vă protejați. Eventual, energia masculină va trebui foarte mult să învețe să se protejeze sau să vă protejeze. Aha. Posibil și asta. E o chestiune de protecție. Dar eu zic, din punctul meu de vedere, toate mesajele sunt valabile. În primul rând, energia masculină trebuie să învețe să pună granițe personale în fața unor atacuri, unor invidii, unor alte personaje. 2. Trebuie să învețe să mediteze. 3. Va dori să vă protejeze dacă sunteți femei, energia masculină. Va dori, sau feminin, da? Își dorește să protejeze, ei să protejeze energia feminină. Și să se lupte pentru ea.
Asta pentru că probabil că simt. Sau mai bine zis, se manifestă între voi. Manifestare, interesant. Între voi se manifestă vindecare și dragoste necondiționată. Da, înțeles. Nu știu exact dacă această regină de cupe este un personaj. Poate să fie. Dar și dacă ar fi semn de apă, semnul de apă se poate manifesta și prin energie pasională. Nu înseamnă că dacă e apă, gata, stă și plânge toată ziua, da? Poate să fie un scorpion, poate să fie oricine, da? Ia uite. Oricine poate fi. Ideea este că această regină de cupe îmi sugerează mai degrabă o energie, nu neapărat un personaj. Energia dintre voi, relația în sine, este o relație care vindecă, echilibrează și aduce creștere spirituală pentru unii dintre voi. Și tocmai din cauza aceasta va trebui protejată. Acum acest spânzurat vine cu o schimbare de perspectivă, cu o iluminare, cu poate un vis. Ce ar fi după? Spânzuratul și eremitul. Pești și fecioară. Regele de cupe. Acum, o să vedem la clarificare, dar se pare că totuși cineva va suferi. Nu, nu-i vorba de suferință. Nu. Nu. În ce sens? Va suferi din cauza unor decizii proaste din trecut. Va trebui să-și, mai ales energia masculină, va trebui să-și schimbe perspectiva, să se analizeze și să-și înfrunte niște gânduri negative, un pesimism, niște neîncrederi eventual, pentru ca această mare pasiune care este între voi, care vă vindecă, care vă crește, să se poată manifesta și la nivel emoțional, regele și regina de cupe, da? Interesant, aș spune așa. Iar temperanța, că și șapte de bâte ține de o temperanță, de o protecție. Ca să vă puteți manifesta energia, da? Și pasiune, și apă și foc. Apă și foc, vedeți ce interesant? Apă și foc. Să puteți manifesta și pasiune și energie, dar și emoții și spiritualitate. Am zis de la început, energia masculină trebuie să învețe să facă niște meditații, se revede prin, această idee se revede și prin eremit și prin spânzuraș, să schimbe perspectiva. Pentru că are tendința să se îngrijoreze, să fie prea analitic. Acum, apare semn de foc, dar poate că aveți pe cineva marcaș puternic în săgetător, în berbec, în leu. Două persoane. Temperanța la mijloc. Ar fi un soi de împăcare între două persoane foarte puternice, foarte aprige. Stă așa pe buze, a trebuit să zic, da? Aprige. Înfipte în ceea ce au de manifestat. Dar dacă acum mai foc pe care încercați să-l țineți, să-l controlați un pic, veți înțelege prin această meditație și introspecție foarte necesară că această relație devine mult mai profundă. Devine mult mai profundă în timp, poate deja. Dar eu zic că veți simți. Și va trebui, tocmai și această profunzime vine tocmai înfruntând niște amânări, niște tăceri. Ideea este ca să nu vă faceți prea multe griji, pentru că... Da.
E dragoste și se va manifesta dragostea. Asta simt. Interesant, la capătul setului de cărți este un mister. Este un mister. Probabil cineva cu un marcaj în zodia balanței este afectat. Este afectat, se gândește, analizează această situație. Pentru că nu înțelege, e un vol. Pe felul în care judecă lucrurile. Sau e o chestiune de un contract de căsătorie în care a fost o oarecare suferință. Și cine s-a simțit mai suferind acolo, probabil că a ales dragostea față de el, de ea, de sine. Da? A ales dragostea de sine și respectul. Și celălalt a rămas așa într-o confuzie. Măi, dar ce se întâmplă? Alt mesaj pentru alții. Ascultați-vă intuiția. Intuiția vă spune că temperanța și justiția oarecum țin de aspecte asemănătoare, de echilibru interior. De echilibru interior. Poate această întâlnire foarte specială să echilibreze viața cuiva și în primul rând să fie un soi de dreptate în viața. Înțelegeți? Un soi de dreptate. Se face dreptate prin această pasiune. Așa simt. Vedem. Prin această pasiune se face dreptate. Hai să vedem. Regele de spade. Regele de spade cu regina de cupe. Semn de aer atras foarte mult de un semn de apă, pești, drac, scorpion. Să zicem la modul clasic. Dar poate să fie femeie în semn de aer. În fine. Să vedem magicianul. Ori semnul de aer a început să se vindece și vindecându-se a început să iubească altfel, să simtă nevoia de iubire. Magicianul își trei de cupe. Și roata norocului. Asta e. Am zis mai devreme, cineva a ales dragostea față de el, de ea. Energie feminină, în mod special. Și ceilalți au rămas în conflicte și în confuzii. Cum adică? Cum se poate? Da, se poate. Și a dorit să manifeste întâlnirea cu prieteni. Clarificăm roata norocului. Acum, iar variază de la un om. Unii pot să fie mai maturi, alții să fie imaturi. Roata norocului, 2 de bâte. Am zis, și-a dorit să schimbe viața, să nu mai stea pe loc. A simțit că pasiunea stagnează, că potențialele sale nu se manifestă optim. Și-a făcut planuri, își face de mai mult timp, poate vă faceți de mai mult timp planuri de schimbare, de expansiune, că Jupiter și doi de mâini lumea aduce expansiune, de expansiune, de poate călătorie peste hotare, dar nu e vorba de asta, ar fi prea minor mesajul. Dorință de expansiune, să descopere noi prieteni, noi cercuri de oameni. O atitudine mai socială, sociabilă. Da, a visat. A visat să încheie un capitol. Ia uite, cu un alt rege de spade. Cu un alt semn de aer eventual, tot vărsător sau geamă sau balanță,
a visat de mai multe ori să închide acest capitol și să-și deschidă un nou capitol în care manifestă, nu știu, lucruri originale, pasiune, emoții, lucruri pe care le-a visat. A avut multe opțiuni, dar nu le-a materializat. A visat să atingă mai multe lucruri, să cunoască, să vadă, să... Nu știu, dreptul omului. Regele de bâte, în prezent. Regele de bâte, 7 de spade. Nu-mi place chestia asta. Ia uite, regele de bâte iar. Există un rege de bâte, poate că este soț. O regele de bâte, of. O persoană pasională. O persoană autoritară. Da, care este soț. Are un copil, probabil. Și iubește, poate, soția, mama copiilor. Dar așteaptă. Acest rege așteaptă și creează o strategie. Aș spune, de fapt, șapte de spade nu e, e de fapt semnul de aer acela. Unde este? Unde este? L-ați văzut? L-am văzut mai devreme. Dați un pic în urmă. Regele de spade la acela. Cineva dorește să vă recucerească un bărbat? Alt aer sau foc? Mai dăm o carte pe șapte de spade. Marcaj puternic în semn de aia. Gemeni. Marcaj puternic în gemeni. În gemeni, balanță sau vărsător. Acest personaj își dorește să vă recucerească pe departe. Așa simt, ia, să vedem. Temperanța. Vai, temperanța și roata norocului. Dacă până acum v-ați abținut, v-ați temperat, probabil că cineva dorește să schimbe viteza, energia. Mai dăm o carte pe temperanță și pe roata norocului. Regele de monede. Posibil să aveți, doamne, domn, să aveți mai multe personaje în viață. Aș vrea să vi recunoașteți. Acum apare semnul Taur, în mod special, sau Fecioară sau Capricorn. Da. Pentru unii dintre voi care credeți că v-a mințit un săgetător sau un alt semn de aer, probabil că vreți să vă vindecați și să schimbați energia într-o direcție care vă aduce stabilitate sau... Mai dăm o carte pentru regina de bâte. Regina de bâte în prezent. Iar Taur și regina de bâte, berbec, leu, săgetător. Male preot. Și diavolul. Măi, cineva... Interesant, voi aveți cheile. De obicei, male preot are chei. Am zis că e o situație care ține de chei. Poate să reprezinte casă, tradiție, familie, dar... Voi aveți cheile la sufletul cuiva. Probabil marcaș puternic în semn de pământ, dacă le știți harta natală. Orice ar fi, poate e ascendent, poate e lună, în Taur. Venus în Taur, cu Venus în vărsător sau soare în vărsător, se creează o cuadratură care provoacă.
Dar simt că este și o relație toxică undeva în subteran, să zic. Ia mai dăm o carte de mare preot. Mai dăm o carte de mare preot. În prezent. Am două scenarii, cel puțin, două variante. Dacă această femeie plină de pasiune este căsătorită, probabil a găsit o nouă dragoste, s-a îndrăgostit. De cineva cu marcaj puternic în semn de apă, pești, drac, scorpion, poate mai are și alte marcaje, nu știu, voi le știți harta, dacă le știți. Și simte nevoia să protejeze această dragoste și între timp pune capăt unei relații cu un alt semn de aer care rămâne îngândurat. Îngândurat. 7 și 8 de spade. Acel semn de aer probabil că vrea să revină și să recucerească. Poate. Foarte ciudată e talarea. Foarte ciudată. Acum mai am o altă variantă. Pentru unele dintre voi sau unii care sunteți într-o vibrație înaltă, sunteți ghizi, profesori, spirituali sau de alte chestiuni. Nu știu, poate să fie și artă, pentru că Regina de Bâte este foarte creativă. Nu știu, artă, dans, muzică, da? Dar, în mod special, profesor spiritual, pentru că cineva ține lumina în mâini. Poate să fie și femei, da? De ce nu? Dacă sunteți în această postură, știți voi, am zis că aveți cheile. Aveți cheile la sufletul multor oameni. Și deschideți... Și manifestați. Cuvântați eventual în dragoste și manifestați dragoste în sufletul multor oameni și în mod special al unui personaj care era blocat mental în niște idei, în niște programe negative și le transformați viața. A învățat să se protejeze, să se iubească, să se vindece. Cu alte cuvinte, le arătați calea iubirii. Mai vin și mesaje de astea, din păcate, pentru unii dintre voi care așteptați, o să păstrez doar asul de cupe, care așteptați, eu știu ce așteptați, dar cred că sunt și ascultători, eu știu, cred că am ascultători buni. Ia uite, interesant, faietonul și steaua și eremitul. E o distanță între voi acum. Dar această distanță va fi parcursă, va fi vindecată, tăcerea va fi vindecată, umbrele se vor împrăștia în momentul în care vă veți întâlni sau în momentul în care veți Dar e o distanță între voi și cineva. Acest personaj vrea să vină, că simte dragoste. Le arătați calea iubirii. Interesant că am vorbit de programele mentale. Probabil că acel personaj își regăsește, să zic, pasiunea în relație cu voi după ce a avut o viață în care s-a păcălit, a fugit de iubire, s-a păcălit, dar ceva, am spus, se întâmplă în sufletul acestui personaj, posibil și asta. Pentru că temperanța înseamnă și echilibru,
dar și vindecare. O energie care vindecă între voi doi. Dar probabil că unul e mai puternic. Posibil această energie feminină dacă este ghid spiritual. Poate să fie și un bărbat care practică un anume tip de spiritualitate care e foarte creativă, în care lucrează cu energia feminină sacră. În fine, știu că unii nu vreau să auziți chestia asta, dar mă simt obligată să le spun. Deci energia se vindecă. Cine a fost, să zic, blocat mental, cine a fugit de dragoste în preajmă voastră, dacă sunteți bărbați femei, această energie se vindecă și își schimbă viața, mai ales acest personaj probabil care, dacă a fugit de dragoste, dacă a fugit de implicare, își dorește să se implice la modul practic. Șapte de băte, patru de cupe. Da, învățați să fiți selectivi. Eventual, pentru că pică sub acest masculin trebuie să învețe să fie selectiv. Să renască, pentru că are alte lucruri de făcut. Să renască din minciuni, din invidii, din conflicte, din autosabotaj, dintr-o viață foarte strictă. Regina de cupe. Cum am zis mai devreme, ar putea să fie calea. Regina de cupe. Ia uite, lume. Un nou capitol se deschide acum între voi și știți voi despre ce persoană vorbesc. Dacă nu o veți cunoaște. Un nou capitol se deschide. Al iubirii. Da, cineva începe să iubească. Un personaj care până, eu știu, să vă întâlnească, se gândea doar la satisfacțiile personale, vroia să impresioneze prin felul sexy, cuceritor de a fi și așa mai departe. Da? Și acest personaj se schimbă, se transformă, că am văzut și judecata mai devreme. Și acum lumea, un nou capitol se deschide. Nu era eremitul, spânzuratul. Pentru unii poate aștepta să vină de la distanță cineva, că am văzut faetonul mai devreme, aștepta să vină de la distanță cineva cu marcaj în semn de apă pe ștrac scorpion și vă veți întâlni. Spânzuratul, te rog frumos. Spânzuratul aduce, schimbarea de perspectivă aduce renașterea cuiva. Da, hai să vedem spânzuratul. Interesant, am zis mai devreme de acest personaj care și-a găsit stabilitate undeva, dar acolo e întuneric. Da? Și trebuie să schimbe 4 și cu 1, 5 în credință. Și aici 5 este mare preot. Prin credință. Și credința vine din suflet, prin vindecare. Da? Aici este acest personaj. Și când apare regele de cupe, nu e obligatoriu să fie semn de apă, poate este cineva cu lună. Luna e foarte puternică, da? Lună sau ascendent în pești, drag, scorpion. Hai, dăm pe spânzurat. Spânzuratul, nebun. Da. Și dacă la un moment dat ați așteptat niște situații, voi știți ce ați așteptat, sau s-a amânat acest început, da? Pentru că e ceva, se întâmplă ceva între voi și o anumită persoană. E o întâlnire de destin, apare de două roata norocului. Și în trecut și acum. E o întâlnire foarte puternică. Eventual, schimbarea de energie, eliberarea de un trecut, va ajuta să atrageți în prezent altceva. Și, normal, o întâlnire atât de puternică trebuia să se manifeste și cu un zero, cu un punct zero. Și atunci, după o perioadă de amânări necesare ca să vă protejați, să învățați să selectați, să învățați să alegeți dragostea, să
să încheiați niște capitole, să veniți de la o distanță, deci astea sunt amânările, după o perioadă de amânări, se va manifesta un nou început. Da, e o călătorie care se va oferi reciprocitate și aute. Regele de cupe, iar dragoste. Regele și regina de cupe, iar. Regele și regina de cupe. Vesiți și dragoste, nu doar pasiune. Unele cupluri încep prin emoții și apoi apare pasiunea. Alții simt mai degrabă magnetismul, sexualitatea, atracția și apoi, după ce trec prin niște situații, amânări, probleme sau, eu știu, se exprimă într-un fel unul față de celălalt, apoi încep să simtă lucruri mai profunde. Variază de la cuplu la cuplu. Nu e o tehnică, nu e o regulă, da? Variază. Eremitul. Probabil, mai înspre a, hai să vedem. Cineva trebuie să-și analizeze gândurile, clar. Am zis chiar de la început acest personaj. Probabil că unul dintre voi iubește câinii sau acest personaj în mod special iubește câinii, are câine, nu știu. Sau trebuie să descopere o latură, ia uite, asul de spade, asta e. După o perioadă de tăcere, de amânare, se va manifesta o victorie, se va manifesta un adevăr. 0 și 1, asul, da? Nu început. Și acel adevăr va spulbera toate grijile. Toate grijile de până acum, ale voastre, ale lor. Cu alte cuvinte, o poveste cu final fericit. Ia uite, asul de bâte. Și pasiune. Țineți la această pasiune că vă consumă. Arde, arde, foc, foc. E dragoste până la urmă, da? Și dragostea asta a apărut. Dar am zis. Cineva trebuie să lase în urmă un stil de a fi. Poate un bărbat e prea cuceritor și încearcă și falsează prea mult în relații, că e 7, și se bazează prea mult pe sexualitatea sa și mai puțin pe relațiile de la suflet la suflet. Și acum, în relație cu voi, prin această ghidare plină de creativitate și compasiune și dragoste, îndrăznește să meargă înspre dragoste. Mi se pare interesant. Sper că, ia uite, unde s-a oprit la Union of Hearts. Nu întâmplător, două perechi. Bărbat-femeie, foc, bărbat-femeie, apă. Și am văzut de mai multe ori, da? Și asta ce înseamnă? Pasiune și emoții. Nu vă fixați doar pe zodii. Pasiune și emoții. Union of Hearts. 2 și cu 8. 1. Manifestați. Intrați în manifestare. 0. 1. Asul. Mesaje de la Înger pentru vărsători. Soarele nu avem să ascendem. Nu știu, poate că sunt un pic mai obosită, am fost un pic mai greoaie, așa mi s-a părut în exprimare, dar sper că v-ați găsit mesajele. Până la urmă, ia uite, do something for someone. 4 și cu 1, 5, asta este. 4 și cu 1, ia uite, acest personaj are nevoie să facă în primul rând. Să iasă din umbră, să iasă din închistare, din dorința de control. Trebuie să iasă și acest personaj, să se vindece de ceva și să manifeste schimbare. Cred că femeia îi arată calea. Că femeia este amabilă. Femeia, de fapt, face și arată cum să facă. Cum să exprime dragoste. Ce frumos! Dar va fi un moment de relaxare prin eremit și spânzurat. Vor fi niște întârzieri necesare, foarte necesare. Mai dau un mesaj. Și poate acest mesaj vine și pentru perioada aceea de stagnare, de amânare. Nu stagnare, amânare. Da? Dacă vedeți că lucrurile nu mai avansează ritmul în care v-ați obișnuit,
Făceți-vă de lucru cu alte personaje. În ce sens? Prieteni, oameni care au nevoie de un ajutor, de atenție, vecini care au nevoie de ajutor. Nu zic să vă duceți cu altă persoană, nu, altă idee, să ajutați pe cineva. Ca dragostea să circule, apropo de energie, să circule. Tai Chi. O legătură spirituală foarte profundă între voi și cineva. Le arătați calea, cum am zis. Femeia arată calea. Femeia sau energia feminină, neapărat. Energia feminină arată calea. Foarte interesant. Și ați întâlnit sau sunteți pe cale să întâlniți un personaj cu care ați mai fost în alte vieți. Și veniți voi la momentul oportun sau ei intră în viața voastră la momentul potrivit în care e nevoie de ajutor. Vorbiți limbajul dragostei. Ce am zis mai devreme? Scuzați-mi. Ce am zis mai devreme? Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine. Ceau, ceau.